Haideți să trăiți. Vine. Întâi domnișoara, meritul ei că mi-a dat, apoi domnișoara că mi-a dat bine. Pâine adevărată, te rog, domnul? Hai, voi, să vă luați mie. Meriți-mi place, domnul? Păi ce? Ce voi te violent. Mamă, ce violent ești. Nu capul meu, violent. Haide, fii și pe niște alții. Hai, doar dacă nu. Ce bun e, mă. Hai, să ne uităm tot de la tine. Dați cu mine la masă acum. Apucat-o! Apucă să mă apucat doar. Nu se va de Dumnezeu sănătate! Președinte! Președinte! Dumnezeu trecut să vă deie sănătate, să vă reușiți. Thank you.
Bună ziua, dragi locuitori ai municipiului Rădăuți! Vreau să vă prezint pe oaspeții noștri care ne vizitează astăzi localitatea noastră. În primul rând, vreau să vă prezint pe domnul Dan Diaconescu. Dan Diaconescu nu este doar liderul unui partid, cum se prezintă ceilalți lideri de partid. El este liderul poporului, adică al dumneavoastră. Este reprezentantul vostru pe care vă rog să-l aplaudați. Alături de domnul Dan Diaconescu este președinta partidului nostru, doamna Alice Simona Ban. Secretarul general național, domnul Liviu Neagu. Jurnalist Florin Condorățeanu. Domnule Dan Diaconescu, vă rog să vă simțiți ca acasă. Bine, v-am găsit acasă aici, în Dulcea Bucovina. Sunt pentru prima oară la Rădăuți, dar voi mai reveni ca să mai stau de vorbă cu dumneavoastră. Mi-a plăcut foarte mult această primire. Mulți au pus mâna pe mine, m-au atins, au zis acum pot să mor, dar să nu mă să prindeți și să vă bucurați cât mai mult de noua puterea de la dumneavoastră, de puterea poporului, plus că vreau să mâncați cât mai multă pensie de pe urma statului, 30-40 de ani măcar, după ce ați cotizat 30-40 de ani la stat și de multe ori nu vi s-a întors nimic, dar din potrivă ați văzut, mereu vor să vă taie din pensii, mă rog, mereu vor să vă fure din bani. De-aia eu cred că putem face o echipă extraordinară. Oricum, suntem deja ca o mare familie. Oricum, femeile din Rădăuți sunt probabil cele mai frumoase femei din România, în general, de tot din Rădăuți. Înseamnă că, pe cale de consecință, toate amantele mele din Rădăuți sunt cele mai frumoase dintre amantele țării. Pentru femeile cu care mă culc și cu care mă trezesc în fiecare dimineață, adică otrevistele mele, sunt foarte multe și în Rădăuți. Sunt probabil câteva mii și soții dumneavoastră acum află de aceasta. Dar sigur vă voi ierta, pentru o relație doar virtuală, de ani de zile, de 15 ani, și pe care poate o oficializăm și ne și căsătorim, sigur, în formula respectivă de care v-am vorbit, ca o mare familie, ca un mare popor. Eu sunt al dumneavoastră, dumneavoastră sunteți ai mei, mulți mă considerați băiatul dumneavoastră, copilul dumneavoastră, alții îmi dau copilaș, nepot sau bebeluși ai mei să-i țin în brațe, ca și cum eu aș fi tatăl lor. Suntem așadar în această relație extraordinară de ani de zile, dar de 2 ani încoace, relația s-a făcut și mai frumoasă, fiindcă noi de atunci am plecat cu această scânteie, cu această speranță prin țară, cu acest convoi al speranței. Dumneavoastră, la un moment dat, pierduseră și speranța, ciocoiei de aici din Rădăuți și din Suceava, vă luaseră inclusiv speranța, nu doar locurile de muncă, nu doar salariile și pensie, nu doar ajutoarele sociale, nu doar ajutorul de șomaj sau alocația copilului, v-au furat inclusiv speranța. Și când nimeni nu mai spera, a apărut așadar această mișcare violet, această mișcare ce ulterior s-a transformat într-o flacără și apoi într-o vârbătaie violet. Atunci când nimeni nu mai spunea, din pământ, din iarbă verde a răsărit această mișcare, adică dintre fiecare dintre dumneavoastră, oteviști, neoteviști, oameni care v-ați uitat la OTV, oameni care ați sperat la OTV, oameni care ați îmbătrânit odată cu mine, oameni care ați crescut, ați devenit adolescenți odată cu mine, oameni care ați câștigat de multe ori foarte multe informații de la OTV, alții ați câștigat diverse premii, alții ați vorbit în direct la OTV, ceea ce alți români n-au reușit să facă pe nicio altă televiziune. Și ușor, ușor s-a creat această comuniune, acest popor violet, cum spunem noi, un popor din ce în ce mai numeros, care iată astăzi cât de tare este reprezentant în Rădăuți. Am fost mai devreme în altă localități din județul Suceava. Este o primă întâlnire a noastră după cea din Fălticeni, într-o asemenea piațetă, într-un număr, iată, record,
și dacă dumneavoastră aici în Rădăuți sunteți aproape toți cei cu drept de vot, dacă nu chiar și în plus, fiindcă sunt mulți copilași dintre dumneavoastră, înseamnă că alegerile sunt deja câștigate de poporul din Rădăuți, ele nici nu mai trebuie organizate în 10 iunie, fiindcă viitorul primar este aici pe scenă alături de mine și împreună cu dumneavoastră veți guverna aici localitatea și desigur județul împreună cu Adrian Artene, în fruntea județului, veți guverna din 10 iunie încolo. Așadar, iată, deja ați câștigat o mare bătălie, ați alungat ciocoii din Rădăuți, o să punem și o plăcuță la intrare în Rădăuți, zonă liberă de ciocoi, și apoi, la intrarea Consiliului Local, sper ca imediat după ce se va întâlni noul Consiliu Local, 11 iunie, cât, pe ce dată va fi, să luați această hotărâre să declarați zonă liberă de ciocoi și o să vedeți turiști, o să vină într-un număr mai mare și alți oameni din restul țării. Spuneam de asemenea și județul Suceava la intrare, la intrarea în județ, va purta și o pancartă asemănătoare, județ liber de ciocoi, fiindcă a apărut deja acest cântec foarte la modă, am auzit în alte localități, fluturaș nu mai are aripioare, Adrian Artene ți le-a tăiat, adică flutul în sfârșit va pleca, probabil la închisoare, probabil la muncă silnică, undeva alții vor să-l trimită la căpșuni, să lucreze și el în străinătate măcar 4 ani și banii pe care îi va primi ca și căpșunar acolo să-i trimită la Consiliul Județean de aici să fie împărțite acele venituri ale lui Frutul din străinătate, să fie împărțite tot simbolic între toți locuitorii județului. Deci cred că va fi un județ al poporului, un județ violent, așa după cum știți județele conduse de președinți de Consiliul Județene de la PP, primăriile conduse de oameni de la PPDD vor fi primele care, după alegerile guvernamentale, vor aduce și acele proiecte de 20.000 de euro pentru fiecare de dumneavoastră, adică veți primi acei bani nerambursabili, acel nu cadou și nici ajutor, ci o rambursare a furtului care vi s-a făcut de 22 de ani încoace. Bine, v-au furat mult mai mulți bani decât 20.000 de euro, de 22 de ani încoace, dar astea sunt fondurile noastre, destul de limitate și fiecare dintre dumneavoastră va primi înaintea altor județe și înaintea altor orașe, probabil cei 20.000 de euro, fiindcă aici am văzut în Suceava totul este deja violet și ne așteptăm la un mare succes în alegeri, un succes de care cred că va vorbi toată România, toată presa centrală, bucureșteană și probabil și presa străină, vor veni aici la Rădăuți, în Suceava, la Frălticeni și în alte zone, să vadă minunea violet. Fiindcă mulți dintre dumneavoastră îmi dați niște calități pe care eu oricum nu le am și de asemenea echipei mele, noi nu suntem decât niște oameni, ca și dumneavoastră de rând, din popor, dar fiindcă suntem aici, în regiunea cea mai frumoasă de pe planetă, fiindcă sunt cele mai multe mănăstiri și cele mai frumoase mănăstiri de pe planetă, mulți vorbiți când vine caravana printre dumneavoastră, caravana noastră a speranței, de faptul că noi am fi niște trimiși ai Domnului, ceea ce nu este deloc adevărat, alții mă consideră, am văzut deja, Mesia, ceea ce are și nu e adevărat. Alții spun că venind eu din Oltenia aș fi noul Petrache Lupu de la Maglavit, ceea ce are și nu e adevărat. Dar cu siguranță, într-adevăr, putem vorbi de o minune dacă dumneavoastră veți hotărâ să-l dați jos pe Mega Ciocoiul Băsescu, după ce vom da jos pe ciocoii locali și apoi pe cei parlamentari, dacă vom da jos pe Mega Ciocoiul Băsescu, să puneți un om din popor, unul din Caracal, adică, într-adevăr, Caracalul, părinte cele 7 minute pe care le are, va avea și a 8-a minune, adică pe mine, pe unul din popor, președinte. M-ați văzut cu ocazia asta că sunt chiar pe bune, sunt exact ca dumneavoastră. Eu împingeam o roabă, așa mulți de dumneavoastră, acum 20 ceva de ani. Apoi am avut o șansă, am avut puțin noroc și am avut multă, multă susținere de la dumneavoastră, telespectatorii mei, și am reușit să-mi împlinesc visul și chiar să ajung să cumpăr locul de muncă acolo unde împingeam roaba. Asta vreau să visez pentru fiecare dintre dumneavoastră în parte, ca să vă împliniți năzuințele, să vă împliniți aceste țeluri pe care sunt sigur le aveți și dumneavoastră, dar ziceam, ați văzut pe lângă dumneavoastră, ați văzut că sunt mai scund decât la televizor, sunt chiar și mai slăbănoc, puțin mai cocoșat, puțin mai urățel. Ați văzut domnul și doamne care mi-a strâns mâinile, ați văzut cât de firave sunt degetele mele. Am început de câteva ore de când sunt în Suceava să întind mai mult stânga, fiindcă dreapta e puțin deja fracturată, degetele mele mi le strângeți dumneavoastră moldovenii cu covinenii într-un fel anume, foarte special. Dacă am mai rezistat prin Oltenia și prin Ardeal la strânge de mână aici, în zona dumneavoastră, nu prea mai fac față. Spuneam, sunt la fel ca și dumneavoastră, sunt și eu știrb, cum sunt mulți dintre copilașii dumneavoastră, n-am un din de aici în față. Deci am toate defectele pe care le au oamenii din poporul român, dar, repet, am și aceste calități pe care dumneavoastră le aveți.
de a fi împreună și de a ne aduna, mai ales la greu. Spuneam așadar că Cioboi, oricum când vă văd acum în această transmisiune a televiziunii noastre și a altor televiziuni, oricum vom fi înspăimântați, vor fi îngroziți. Oricum, ce nu dormiți dumneavoastră noaptea, mai ales doamnele, că vă uitați la OTV, dar ce nu o să mai doamnă Ciocoi de acum colo, după ce v-au văzut acum atât de violenți și atât de mulți? Eu oricum eram înspăimântat, să înțeleg, de mai multe săptămâni, de când aici organizația noastră locală s-a adunat împreună cu dumneavoastră și au strâns foarte multe adeziuni, foarte multe semnături. Înțeleg că de tot de atunci, de câteva săptămâni bune, au dispărut toți morcovii din Rădăuți. Nu se mai găsesc deloc morcovii în piețele din Rădăuți, pentru simplu motiv că absolut toți morcovii sunt în fundurile ciocoilor din Rădăuți și din județul Suceava. Ați văzut cum noi am încălțit această pâine, această frumoasă pâine bucovinană cu dumneavoastră, ca un gest simbolic, cu copiii dumneavoastră. I-ați văzut pe ceilalți, pe Aldebăsescu, Ponta sau Crin, când primesc câte o pâine, ați văzut ce fac ei. O mănâncă singur pe toate. Asta e diferența între noi și ei, între dumneavoastră poporul, cei mulți, și ei, cei puțini. Oricum, alți adversari, dar noi știm că mai sunt adversari, ați văzut pe aici pe acolo, mai sunt 5%, 10% din Bucovină, care votează tot cu USL sau tot cu PDL, aceeași mizerie. Ei, acești oameni, n-au nouă ce să ne reproșeze. Sigur, noi putem spune atât de multe despre ei și putem inculpa în foarte multe dosare penale. Noi nu am furat pe nimeni niciodată, nu am mințit pe nimeni niciodată, nu am guvernat niciodată, nu ne-am amestecat niciodată cu ei. Doar noi propunem 100 de măsuri clare care să salveze această țară și doar noi arătăm un drum oamenilor din poporul român. Ridicăm doar o barieră, îi rugăm pe român să-și ridice privirea, să privească în sus, în zare, să se uite de jur împrejurul lor tot ce s-a distrus în Rădăuți și în Bucovina și în Suceava și să ia desigur o hotărâre. Noi poate nu vom mai rezista foarte mult timp. Ați văzut câte piedici avem, televiziune închisă, televiziune suspendată, arestări, procese, amenzi și așa mai departe. Poate că Ciocoii vor merge și pe planul următor. Ați văzut că au schimbat legea electorală în două rânduri, au schimbat legea alegerilor locale, au pus ca primarii să fie aleși într-un singur tur, pentru prima oară pe o planetă. În România se întâmplă acest lucru. Astăzi, ați văzut, au anunțat o schimbare a legii parlamentare, adică și parlamentarii vor fi aleși într-un singur tur. Fac toate lucrurile astea ca să împiedice accesul poporului la putere. Probabil vor încerca și alte lucruri, probabil vor amâna alegerile, probabil le vor împușca, ne vor omorâ, dar de acum este prea târziu, dumneavoastră să continuați lupta, fiindcă fiecare dintre dumneavoastră sunteți cât un Dan Diaconescu local, chiar mai bun, cum am stabilit puțin mai devreme, decât mine și chiar mai deștept, probabil cu mai multe facultăți. Oamenii sunteți mult mai instruiți decât mine, aveți timp să și citiți, să vă și uitați la televizor. Eu de când am plecat prin țară, n-am mai apucat să citesc un ziar, o carte, sau nici măcar să mă uit la programele televiziunilor. Dar ziceam că dumneavoastră ați auzit unele atacuri împotriva noastră. Singurele, de fapt, întrebări pe care noi le primim de la acești puțini adversari din PDL și USL sunt de tipul acesta. Unde este Elodia? Întreabă ei. E tot ce ne pot reproșa sau e tot ce ne pot întreba. Și noi avem o întrebare de data asta fundamentală, serioasă, o întrebare care trebuie să pună întreg poporul pe gânduri și pe toți cei de aici și pe toți cei care ne privesc acum la televizor. Întrebarea noastră a poporului român, pentru ei, Ciocoii, este următoarea. Unde este flota României? Asta este întrebarea care trebuie să ne macine și, desigur, din această întrebare pleacă și celelalte. Unde sunt cele 1300 de întreprinderi ale României? Unde sunt cele 5 milioane de locuri de muncă care au dispărut în ultimii 22 de ani? Unde sunt mai ales banii dumneavoastră? Fiindcă Ceaușescu, poporul, ne lăsase în 89 fără datorii, iar astăzi avem 100 de miliarde de euro de dat înapoi. Ce s-a făcut cu acești 100 de miliarde? Unde sunt banii respectivi? De ce pensiile și salariile dumneavoastră sunt de 100 de euro, iar pensiile și salariile polonezilor de la o aruncătură de suliță sunt de 1000 sau de 2000 de euro? Unde e diferența de 2000 de euro sau de 1900? Nu cumva o fi prin buzunarele ciocoilor? De ce România nu poate plăti pensii și salarii mai mari ca în Cehia, ca în Ungaria, ca în Polonia, ca să dăm doar de exemple de țări comuniste, foste comuniste? De ce atâta timp cât România este de 10 ori mai bogată ca Polonia în resurse ale subsolului? România e de 20 de ori mai bogată decât Cehia ca resurse de gaz, de petrol, de cărbune. România e de 30 de ori mai bogată decât Croația, decât Serbia, decât Macedonia, decât Muntenegru, decât Albania. Toate aceste țări ne-au trecut. Suntem mult, mult în urma
lor, suntem pe ultimul loc în Europa și pe antepenultimul loc în lume. Ați văzut clasamentele oficiale, doar două țări mai sunt întrecute de România pe plan mondial, mare atenție, doar Bangladesh și Pakistan sunt în urma României. În rest, toate țările africane au întrecut România la nivelul pensiilor și salariilor. Toate țările Americii de Sud, toate țările Americii Centrale, toate țările Asiei, fără excepție, au depășit România la toate capitolele legate de nivelul de trai. România a ajuns așadar pe locul 220 în lume, în curând, după punca puțină guvernare USL-PDR, vom fi pe locul 222 și ultimul al acestei planete. Ce mai așteptăm? Vă reamintesc că dumneavoastră românii aveți suprafața agricolă cu numărul 3 din Europa, deci cel mai mare, cea mai mare suprafață agricolă din Europa, a treia ca mărime este a României. România, telefoanele de la greci înapoi, să vă luați petrolul de la austrieci înapoi, să vă luați aurul de la canadieni și așa mai departe, să vi le luați pe toate frumos înapoi, să vi le împărțiți între dumneavoastră, să vă duceți către locul 5 în Europa și probabil către locul 10-15 în lume, fiindcă așa a vrut Dumnezeu să vă lase aici foarte, foarte multe bogății, nu numai aceste mănăstiri superbe, dar și foarte multe rezerve state în subsol, ca să reziste sute de ani, dar cum vor pentru tinele generații. Oricum, ceea ce n-au reușit nemții și rușii, care au încercat mereu să vină peste dumneavoastră să vă ia toate aceste bogății cu tancuri, cu avioane, cu rachete, cu bombe, au reușit cei de la USR și PDL să dea pe nimic austriecilor petrolul, să dea pe nimic grecilor telefoane și exemplele știți bine, pot continua. Mai sunt doar 5 luni până la sfârșitul lunii octombrie, Ponta și Crin Antonescu împreună cu Băsescu au semnat deja acordul de vânzare a tuturor celor 82 de hidrocentrale de pe teritoriul României și a singurei centrale nucleare pe care România o are. Ori credeți-mă, nicio țară de pe planetă nu a vândut până acum vreo centrală nucleară. Toate centrale nucleare ale planetei Terra sunt deținute de statele respective. Toate hidrocentralele construite vreodată pe Pământ sunt deținute de statele respective. Nu există hidrocentrală deținută de un privat nicăieri în lume și nu există centrală nucleară deținută de un particular nicăieri pe glob. Dar, iată, în România, USL și PDL, desigur și cu acordul celor care au votat acum 4 ani, au reușit această performanță să ne arunce pe ultimul loc de glob și, desigur, în negura istoriei. Dar ne mai putem salva, așa cum v-am spus, că acum, anul 2012, nu trebuie să reprezinte sfârșitul lumii, sfârșitul planetei, ci doar sfârșitul lumii Ciocoiești, iar dumneavoastră, împreună cu noi cei de aici de pe scenă, care după alegeri vor coborâ printre dumneavoastră și vor fi subalternii dumneavoastră, vor fi angajații dumneavoastră, veți putea să vă refaceți Rădăuțiu, Suceava și apoi întreaga Moldova. Asta este visul meu și sunt sigur că el se va realiza. Oricum, având în vedere că copiii, tinerii din Rădăuți îmi dau foarte multe like-uri pe Facebook, fiindcă avem același semn al partidului nostru cu like-ul de pe Facebook, și toți acești tineri care n-au încredere de vot, spun jos Băsescu, jos Flutur, jos Ciocoi, USL și PDL, e clar că ei peste 4 ani vor executa pe acești Ciocoi, vor ciuri, dar peste 4 ani, mult prea târziu, vă dau un scris și așa oamenii mai bătrâni zic că dacă aceste alegeri vor fi câștigate tot de USL și PDL, vor fi ultimele alegeri din România, fiindcă probabil după vânzarea resurselor energetice ale țării, bani nu vor mai fi deloc în România nici pentru plata pensiilor și a salariilor și probabil că milioane de români săraci vor ieși pe străzi din nou ca la 1907 în căutarea Ciocoilor și va izbuni un război civil nevoit. Ciocoilor, după cum știți, armata, poliția, au bani foarte mulți, vor încerca să-i omoare pe ei români, românii sigur vor încerca să-i omoare pe ei și se va alege praful de sărișoara noastră. De-aia probabil că aceste alegeri vor fi ultimele, spuneam, în cazul în care USL și PDL te va câștiga din nou. Dar eu cred că pentru copiii dumneavoastră, dumneavoastră le veți da un vot direct în bot Ciocoilor, de aici din localitate și din întreg județul, și vă veți recupera proprietățile, le veți împărți în părți egale, veți avea pâinea și cuțitul, și veți face feliuțe egale, astfel încât să fiți fericiți și să vă creșteți copiii și nepoții împreună cu toată familia, că celălalt proiect final al nostru nu este doar doborârea lui Băsescu, acasă, din străinătate, aducerea părinților sau a nepoților, la celor care au plecat în căutarea unor locuri de muncă în pribegie. Vrem să se întoarcă toți acasă și dumneavoastră, de asemenea, să vă întoarceți cu inimile și cu sufletele către ceilalți asemenea dumneavoastră, fiindcă mișcarea noastră nu este una politică, ci este doar o mișcare de suflete și de inimi. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și acum să vă prezint pe
patriotul în urmă al țării, proiectul nostru de suflet de cuvinte în Dumnezeu, care mă întreba mereu când ajungem în Rădăuți, de ce nu mai ajungem odată. După cum știți, noi de un an de zile am plecat în această caravană și mereu suntem cu harta pe bordul mașinii și mereu ne închipuim pe ce trasee să o luăm, numai că tot timpul drumul nostru este separat de alte cetățeni care ne invită, ne roagă să mergem și la ei în comună și la ei în sat. Tot timpul întârziem, tot timpul uităm să ajungem și în alte localități, revenim peste o lună, peste două, oricum, mai devreme sau mai târziu, vom vizita toate cele 385 de localități ale țării și vom ajunge în fiecare cătun, ceea ce trebuie să recunoască oricine. Nu s-a mai întâmplat până acum vreodată în România. Vorbesc așadar, Florin Condrețeanu. Mă bucur pe suflet, oameni calzi, primitori, deștepți, modești, truditori, care au lăsat mereu să iasă din rândurile lor, de aici din Bucovina, geniile, nu numai ale României, ci geniile planetei. Străbătând mulțimea, oamenii ne spuneau, bine ați venit în Bucovina, și eu mi-am permis să adaug ceva. Bine ați venit în Sfânta Bucovina, pentru că peste acest meleag, probabil mângâiat de o aripă de înger, a ieșit tot ce e mai valoros și superb și genial din poporul român. Nu mai rostesc nume, Eminescu am trecut, dar vreau și la aceste bijuterii neegalate de nimic, mănăstirile meleagului acesta, în care există atâta suflet românesc, așa cum aici, la dumneavoastră, la Rădăuți, în Bucovina, este leagănul sufletului românesc. Pentru că, spre deosebire de alte catedrale impozante, monumentale, mănăstirile Bucovinei te invită să ai întâlnirea cu Dumnezeu, sfătuitor și prieten, în marile catedrale gotice și acolo Dumnezeu simți că este șeful care te prezează, aici Dumnezeu ți-e prieten. Eu scurtez. Îl cunosc pe Dan Diaconescu de când a venit dintr-un orășel de provincie, sărac, dar plin de idei deștepte care ne uimeau pe noi, gazetarii mai experimentați, plin de pofta a luptei ca să nu cunoască decât locul întâi, așa cum zicea el, voi ajunge cel mai bun. Și a ajuns cel mai bun în breasla gazetarilor spre stupefacția celorlalți. A făcut, după gândirea lui, jurnale, ziare excepționale care și astăzi domină piața publicațiilor. A făcut acea televiziune, așa cum OTV-ul este numită dumneavoastră, OTV-ul e neamul nostru. În fiecare seară stăm în sufragerie cu acest neam al nostru, OTV-ul. Și a făcut această mișcare de suflet, care în câteva luni a crescut precum în basmele frumoase ale românilor, cu Ilene Costânzene și foarte frumos. Dan Diaconescu, spun eu, este dintre puțini oameni, există foarte puțin. Orice ating în primăvărează, orice ating se înflorește de acolo, se îmbunătățește, devine succes. El a avut decât succese, nu arată nimic și atunci, prin vrerea dumneavoastră a votului, de ce el și echipa, care nu v-au păcălit, nu v-au furat, nu v-au făcut niciun rău, ba din contră, în toată gândirea strategiei partidului, Diaconescu a pus act principal, tenete găduit românul cel de toate zilele, ca toată strategia și politica partidului să îmbunătățească azi cu un centimetru viața, mâine cu încă unul și să le însumene. Și atunci, dacă la această, nu mă joc cu cuvintele, intersecție decisivă a neamului românesc, el vă invită pe o cale, vă întinde mâna și calea aceea nu poate duce la rău. Să se încerce ridicarea României din genunchi și ștergerea lacrimilor poporului de pe obraz,
mergând pe drumul ăsta care n-a fost călcat și niciun caz n-a făcut niciun rău. Trăiască Rădăuțiu, trăiască Moldova și neamul românesc! Îl prezintă ajutorul dumneavoastră privat, pe Dan de Acunescu de Rădăuți, domnul Dumitru Ciubotariu. Bună ziua! Bună ziua, dragi rădăuțeni! În primul rând să mulțumim lui domnul de Acunescu pentru prezența care și-a făcut la noi. Cu aplauze! Apoi, aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră că ați avut așteptăm pe domnul de Acunescu și să mai așteptăm și de altă dată. Următorul lucru aș urma ca și pe data de 10 iunie să fiți de două ori mai mult decât acum în, la vot. Și atunci vom putea învinge. Vom putea... Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mandatul de primar al domnului Dumitru Ciubotariu și mandatul de președinte al Consiliului Județean Suceava, domnul Adrian Adene, fiindcă nici nu știți ce credeți. Dumneavoastră, Dan Diaconescu, vă mulțumesc acum, caravana noastră a sănătului, a Haideți înainte, mă
Domnul Poleac! Domnul Poleac! Uitați-vă, Leac, nu mă așa.
Domnul Polian! Domnul, da, mai vedeți, mă, domnule. Vă dea dumneavoastră spăzate. Doamne ajută. Nu vezi? Hai, gata. Pune mai Polian ca asta, mă. Hai, domnul Polian, aici! Dumnezeu să vă bine.